Iubi, auzi? Am și o întrebare pentru tine. Da, iubita. Ți se pare că m-am îngrășat? Salut și bine ai venit la Vrei să fii miliardar? Eu sunt vocea din capul tău, iar aceasta este prima întrebare. Iubi, crezi cumva că m-am îngrășat? Și avem și următoarele variante de răspuns. A. Iubita mea, ești mult mai mult decât mi-am dorit vreodată. B. Nu, bineînțeles că nu. C. Nu ești grasă, doar încăperea ți-a rămas mică. Și D. Puțin, dar dacă îți spun asta, îmi sare în cap. Da, pare că ai făcut dezvoltare personală fizică. Răspunsul meu final este nu, bineînțeles că nu. Răspuns corect, felicitări. Trecem mai departe. Bun, mă sperează, dar știi cumva unui cântarul? Și bineînțeles că am primit și întrebarea pentru 200 de puncte, dar știi cumva unde este cântarul? Și avem următoarele variante de răspuns. A. E aici sub pat, dar tare mie că n-ai să te poți apleca din cauza porții. B. Nu știu. C. Caută-l în baie ca să am timp să-l ascund mai bine sub pat, să nu-l găsești ca să nu-ți dai seama că chiar ai pus câteva chile. Și de am văzut un câine fugind cu el în gură, cred că era și lui foame, cum ți-e ție tot timpul. Iar răspunsul tău este... Răspunsul meu final este... Nu știu. Felicitări, ai răspuns corect. Mamă, uite că e acolo sub pad, ia să mă duc să-l iau. Hai mă că-l iau tot atâta, că nu mi-e frică. Stai, hai să vedem, mă urc pe el până la urmă. Te zici că m-am îngrășat 2 kg? Oare crezi că m-am îngrășat 2 kg? Și avem următoarele variante de răspuns. Nu merge și chiopătează dacă te urca pe el. Doar 2 kg, cântar de treabă. Ce? Nu, arată chiar mai puțin la cât de umflată ești. Și de vezi a dracului dacă ți-am spus să nu mai iei din cartofii mei. Iar răspunsul tău final este... Răspunsul meu final este... Doar 2 kg? Cântar de treabă. Răspuns corect. Felicitări. Dai mă, fii sincer, că nu te cert. Spune-mi sincer. Chiar crezi că m-am îngrășat? Bun, se pare că am ajuns la întrebarea serii de 1000 de puncte cu premiul du-te 2 zile la pescuit. Întrebare pe care o așteptăm de la începutul serii, dar care este o întrebare capcană, iar sfatul meu este să nu o răspunzi la ea. Pentru că altfel riști să pierzi tot ce ai adunat până acum, dar eu îți ofer și variante de răspuns. A. Puțin parcă, dar sufletul contează, iar cu ai un suflet mare care atrage la cântare. B. Deloc, mă jur, cântarul e nebun, firea dracu de chinezărie. C. Nu contează, oricum arăți mult mai bine decât toate prietenele tale grase. Iar D. Nu contează, eu te iubesc așa cum ești. Ok, te rog, spune-mi răspunsul tău. Răspunsul meu final este... Nu contează cum arăți, eu te iubesc așa cum ești. Și răspunsul tău pentru întrebarea de 1000 de puncte, întrebarea serii, este... Greșit! Doamnelor și domnilor, ai... Incredibil, ai pierdut-o. Adică părerea asta o ai despre mine? Tu crezi că eu sunt o grasă? Crezi că sunt o grasă din aia infectă? Păi de ce nu mi-ai spus asta până acum? Că tu ești divină. Deci eu credeam că sunt suplu. De aia am mâncat și am băgat în gură ca vaca. De ce nu mi-ai spus până acum? Știi de ce? Pentru că nu avem comunicare în casa asta. Nu avem comunicare și bai de dar de ce nu merge relația? De aia. De aia pentru că taci cam un păpușoi. De aia. Numai din cauza ta m-am îngrășat. Pentru că niciodată nu zic, bă, oprește-te. Nu mai mânca atât. Eu zic că sunt suplu. Eu zic că sunt perfectă. Bă, să-mi pare sincer, dar... Ce să-ți fac? Eu ți-am spus, te retragi. Na, data viitoare încerc să apelești tu la variante ajutătoare. Cum ar fi? Ceaiurile astea, sicuros slim. Sunt mai bune pentru ea, pentru slăbici și pentru tine dacă vrei să ai liniști în casă. De ce nu mergi în relația? De ce nu știu ce-și? De ce tot timpul sunt nemulțumită? De aia că mă lăși să mănânc ca vaca și mă... Păi, deci ceaiurile astea sicuros slim chiar funcționează? Da, măi. Bei ceaiul, sicuro la mare îți dispare. Sicuro să-l încerc.